din ce sursă ne informăm și la ce aspecte anume tragem atenția. Păi Da, cum a putut să ajungă nu, da, sfânt ați ăsta? spus. Cum Biserica Ortodoxă a putut să-l numească pe zbirul, pe despotul ăsta, a putut să-l numească sfânt? Despre Ștefan cel Cum Mare, poți să ajungi despre sfânt Ștefan dacă cel ai Mare, omorât atâția nu oameni? este adevărat. Despre Ștefan cel Mare este foarte, foarte multă informație. Nu știu din ce sursă Era l-ați iute informat. la mânie, nu spuneau chiar cronicare din vremea lui. Era iute la mânie. Și câți boieri a scurtat de cap pentru că nu erau ascultători. I-a spus Așa anterior. comportamentul e bun, plăcut Domnului și bisericii? I-a spus anterior că creștinismul cumva a stopat progresul, da? Așa cred. Așa L-a cred. frânat. Un mileniu, un Inclusiv secol. cu făcând referire la Europa. Dar toată Păi noi Europa. suntem în Europa, suntem pe Da, dar continentul toată european. Europa care este acum, Franța, Germania, Marea Britanie, toate sunt formate pe principii creștine. Înainte se numea Europa, Europa creștină. Și tot progresul, de fapt, Exact, când era biserica, tot acum progresul, de toată fapt, Europa e laică. l-aș Acum crea. Europa e laică, nu are cruci pe drapelul european, ci are niște steluțe galbene pe un cer albastru. Nu are cruci cum are stema României sau Republicii Moldova, cruci în cioc de acvilă. Asta mi se pare foarte grav. În general, mi se pare absurd ideea că creștinismul a stopat progresul lumii. Pentru că creștinismul ce a făcut? Creștinismul a dat libertate femeilor. L-a ridicat-o la rang de bărbat. Rang de bărbat dacă femeia n-are voie să intre în biserică dacă e la ciclu, femeia n-are voie să intre în altar nici când e prunc inocent Cum să nu o are? porți pe acolo cum îi porți pe bărbați în altar, Se duc n-a intrat și niciodată nicio femeie în altar. Intrați, întrebați orice biserică și la bălți și la Eu vă sânge. spun, femeile, când sunt prunci, se duc în altar. La fel și când au ciclu, intră în biserică, sărută și icoanele. Doar dacă ție îți spune o babă că nu trebuie, asta nu înseamnă că creștinismul chiar așa și gândește. Ce nu avem niciun preot femeie? Crescut femeie? De ce? Ca să avem egalitate. Nu-i jumătatea populației femei. De ce nu avem preoți femei cum avem preoți bărbați? Dar de ce nu avem bărbați care nasc? Pentru că fizic Păi nu asta e și aici, posibil. fizic. Pentru că sunt lucruri care sunt A, deci normale. femeie în spatele bărbatului, Nu. femeie de mâna a doua. Pentru Fe că ea naște și bărbatul nu poate este fi adevărat. preot. Femeia poate fi mai superioară ca bărbatul. Cum dacă nu poate fi preot? Și Asta nu nici este un criteriu de superioritate. mitropolit. Iată, din călugări să aleg mitropoliți bărbați, dar nu să aleg dintre călugărițe. De ce nu avem Bine, dacă un episcop, o femeie? biserica anglicană are episcopi femei. Minunat, minunat. De ce nu adere la biserica anglicană? Dacă îți Minunat. convine. Cine? Dar nu vreau să ader, eu nu vreau să mă bag în treburile bisericii. Biserica foarte greu se mișcă, foarte greu reacționează la progres. Pe când eu vreau imediat să îmbrățișez progresul. Vorbesc prea tare. Probabil, suntem în bibliotecă toți. Da, pardon. Ateismul este o formă de religie sau nu? Nu. Pentru tine. Nu. E lipsa religiei. E lipsa fricii de Dumnezeu. E lipsa încrederii în preoți, în cler. E Păi, ca și cum ai zice că lipsa bărbii e o formă de coafură. Sau chelie e o coafură. E că eu schel și asta e coafura mea. Nu e adevărat. Eu n-am păr. Voltaire, atunci de Voltaire, nu? Voltaire. Da. Nu, bun, eu pot să Așa. citești și... Da. Păi dacă e francez, citim francezește. Probabil. El spune așa, că eu aș fi dorit ca servitoarea mea, soția mea, vecinii mei să fie creștini. Pentru că în cazul dat, eu sunt supus unui risc mai puțin de a fi trădat. Și, nu bun, asta el a zis, nu eu. Tot în asta ordine de idei, În secolul XVII nu încă se mai contează. opera cu trădare, cu consecvență. Acum Acum, oamenii sunt cu încredere și din contră angajează niște filipinezi musulmani sau niște vietnamezi care sunt mai ieftini și cu credința lor bine, da, total întrebarea mea exotică este în felul următor. și nu suntem cu o să fie trădați. Trăind la bloc, toți fim, da? Pe cine fi vrut să ai ca liceu? Pe un creștin care are poruncă, spre exemplu, să nu fure, dar și să-ți iubești aproapele, să ai Dacă ascultă la creștinul urmă. prinde candele și riscă să dea foc blocului, prefer să vină un musulman care nu dă foc la tămâie și nu Nu împute poți. casa cu tămâia lui. Păi bine, eu n-am zis că... Dar Și până la până la urmă urmă nici nu nu toți. mi-aleg eu vecinii, cum nu-ți alegi Asta e frații? Cu întrebare. cine sunt eu? Cu toți mă împac și cu creștini și cu musulmani și cu oricine mă împac. Nu vreau să-mi aleg vecinii.
Ok. Dar cel mai deschis la minte îmi pare omul fără credință. Pentru că omul nu are ochelari de cal. Mi se pare că credința asta e problema ei. Că îți limitează curiozitatea. Că nu te lasă să cercetezi. De ce se spune crede și nu cerceta? Unde se spune? Așa se spune peste tot, în biserică. În biserică, la televiziunile bisericești se spune crede și nu cerceta. Și eu nu am zis niciodată crede și nu cerceta. Din contra, cercam de a cerceta scripturile și cercetau locurile. Da, cerceta scripturile, dar nu te lasă să citești alte cărți, nu te lasă să predea, nu te lasă să predea deprinderi de viață, de educație sexuală în școală. Doamne ferește, ce mare păcat! De ce nu lași pe oameni să cerceteze, să studieze? De ce nu l-ați lăsat pe Galilei să uite în luneta aceea și să vă spună că pământul e rotund și că se învârte în jurul soarelui? De fiecare dată, biserica îndeamnă la cercetare și la cunoaștere. Și la libertate. Asta este principiul de bază. Deocamdată vedem că a fost invers, că e doar ipocrizie, prefăcătorie. Depinde ce vrem să vedem. Blaise Pascal spune așa, vreau să întreb care este părerea ta. Că eu dacă cred în Dumnezeu și mor, nu am pierdut nimic. Eu dacă nu cred în Dumnezeu și mor, am pierdut tot. Eu, de fapt, nu sunt de acord cu ceea ce a zis el, dar te întreb pe tine ca ateist. Iluminiștii abia rupeau zidurile groase ale credinței impuse cu amenințarea sabiei a spânzătorii și a arsului pe rug. Și atunci ei erau precauți, poate, ca să nu pățească precum a pățit-o Giordano Bruno. Cum vă spun, și Leonardo, care era foarte deschis la minte, dar a pictat săracul în biserici, că altfel nu putea să supraviețuiască. A pictat chipuri de îngeri, de sfinți. A dus cultură, dar a dus-o în biserici, că altfel nu se putea manifesta. Bine, la fel și cu Blaise Pascal sau cu celălalt Voltaire, săracii au spus ce era valabil în secolul 17, dar suntem în mileniul 3 deja, în secolul 21. Care este scopul vieții pentru ateiști? Dacă nu există viață după moarte, nu există pentru ce? Să trăiești viața demn, în conformitate cu dorințele tale și cu felul tău de a fi, în conformitate cu legile statului și ale societății în care trăiești, și să nu dăunești. Și să nu dăunezi. Creștinismul în primele 5 porunci zice să nu-ți faci chip cioplic, să nu-ți faci alt Dumnezeu, să nu crezi în alt Dumnezeu, cu pedeapsa cu moartea, nu? Sau dacă nevasta nu-i fidelă, să curgă sânge asupra ei. Sau să fie bătută cu pietre. Asta unde? Ce sau de, copilul, dacă nu ascultă de părinții lui. Ce fel de Biblie ați citit? Din alea Vechiul Testament. E înfiorător ce e acolo. Noi suntem totuși dacă ați precizat că suntem în mileniu 3, totuși trebuie să precizați că suntem și în Noul Testament. Păi dar scoateți-l pe ăla din Biblie, delimitați-vă de el, spuneți că e o sălbăticie scris cu mii de ani în urmă și a fost o greșeală. Hristos, dacă a zis Hristos așa, și scoateți în aia. Că legea nouă vă dă voie și tot ce este nouă. Și de ce invocați atât de des Sodoma și Gomora, care e din Vechiul Testament, e o sălbăticie? De ce nu povestiți despre fapta lui Lot, care a fugit din Sodoma și Gomora, cu nevasta și cu fiica lui și cu fiicele lui? Și după ce fiicele lui l-au îmbătat ca să se culce cu tata, că nu mai găseau alți bărbați. Dar de ce a fost pedepsită nevasta lui? Că numai că s-a uitat în urmă, ce mare păcat. Înseamnă că și păcatele celor care au ars cu pucioasă în Sodoma și în Gomora tot nu erau atât de mari. Că numai s-au uitat în urmă sau că ceva au greșit. Acolo cu Sodoma, aberant, oameni buni. Cu Sodoma și Gomora, acolo în general este situația parte. Eu am făcut ei înfiorător. Nu mai spun că ei până să ardă Gomora, au venit oaspeți, nu știu cine, a venit niște oaspeți la el și el îi zice: "Na, luați-o pe nevasta mea, când vine oamenii își băteau la și dați-ne pe oaspeții să-i cunoaștem, să-i cunoaștem, adică să-i violăm. Nu, nu-i violați pe oaspeții mei, vă dau pe nevasta mea. Ce învață credincioșă din chestia, din pilda asta? Înfiorător. Nu este adevărat, nu trebuie să luăm din context. Eu am făcut o întreagă emisiune despre Sodoma și Gomora, am făcut și despre Avram, am făcut și despre Turbadul. Și despre potopul noi am făcut. Da, noi nu putem doar să citim o frază și să ne facem tot principiul de viață așa și spunem că tot creștinismul este așa. Și o zis o babă ceva în biserică, că nu trebuie să nu fie reprobat și gata, creștinismul nu-ți dă voi să nu fie reprobat. Nu este așa. Noi dacă suntem oameni serioși, dacă ne respectăm pe noi, dacă luăm o carte, trebuie să studiem și în contextul în care a fost scris, și situația, și de către cine a fost scris, și pentru ce a fost scris. Doar sunt, chiar și când luăm o carte de istorie, doar nu uităm, citim mot amă. De acord. Trebuie să ne adecvăm, să o adaptăm la vremurile de azi. Și în vremurile de azi se spune că
bătutul cu pietre e faptă penală, pentru asta răspuns cu închisoare. Dar Biblia scrie trebuie să bați cu pietre pentru o grămadă de fapte, nu să omori cu pietre, lapidare. Legile juridice doar au rămas valabile din Vechiul Testament. Celelalte legi nu mai sunt valabile. Da. Se spunea ochi pentru ochi și mână pentru mână. Asta e o faptă penală. Acum îl pedepsești pe om cu privare de libertate, dar nu te duci să-i scoți ochiul. Cât întorc celălalt obraz? Că se mai spune și despre asta. Dacă ți-a dat o palmă, întoarce celălalt obraz. Câți creștini întorc celălalt obraz? Îți dau cu crucea în cap, te omoară dacă ai zis ceva de bojica lor sau dacă ai zis ceva de preotul lor. Până la urmă, noi oricum vedem doar lucrurile care ne convin nou. Dar nu vedem toate imaginea. Suntem subiectivi, sigur. Da, da. Ce ține din probleme de credință sau dacă de unul ce ține de ceva general, vorbind la general, nu putem să fim subiectivi. Trebuie rămânem să istoric, categoric rămânem subiectivi, pentru că trecem prin prisma noastră personală, prin experiența, prin cunoștințele noastre. Degeaba ne filmăm într-o bibliotecă dacă 99% din cărțile astea nu le-am citit sau dacă le-am citit, n-am înțeles mare lucru din ele. Și mai grav, cu atât mai puțină cunoaștere are omul care a citit o singură carte sau invocă acea carte fără ca să o fi citit. Și deci omul n-a citit nicio carte în viața lui. Și asta e descurajant în biserică, că nu te încurajează să citești, să cercetezi, să vezi mai multe puncte de vedere. Dar când ați fost ultima dată în biserică și nu v-a încurajat acest lucru? Spre exemplu, eu chiar student fiind și la teologie și din familie credincioasă, eu de fiecare dată am fost îndemnat, în general, să citesc. Și eu, spre exemplu, nu doar filozofii creștini, dar în general pe Karl Marx sau pe alți scriitori care aveau o altă părere,